Bună seara, frați și surori, și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre patru rânduri. Ok, ăsta e proiectul. Nu așa multe track-uri, dar sample-ul e foarte mult ciopărțit, alea. Să mergem din nou pe rând, ca data trecută. Prima dată vreau să vă arăt de unde am samplat. Piesa se numește Beer for My Horses and Whiskey for My Man, de la Toby Keith cu Willie Nelson. Și originala sună așa. E un western care mi-a plăcut mult cum sună. Și piesa se numește. Piesa sună așa, a mea. Și, hai, eu nu mă nervez, la mine se dizolv stresul, că eu nu am dragi, dragii au sens, aștept stele căzătoare, ți-au un pună universul, am zis. O să scoatem vocile, să putem să auzim numai negativul. Și după aia, Dumnezeu cu Mila și cu Biciu, băi. Ia să vedem sensul, Denis, Busy, refrenul, Glad, Skip. Da, pe Skip l-am pus deja, pe Skip l-am skip. Facem un loop. Deci, se împarte așa în două. I-am făcut un intro. I-am tăiat sample-ul. Doar tobele alea de trecere. Am schimbat BPM-ul. Nu mai știu ce BPM avea piesa originală, dar știu că l-am pus la 113. Și am făcut, am ciopărțit aici un pic, după cum puteți vedea. Astea, peste astea, plus basul 808, care când intră toate tobele, atunci se schimbă și basul. Și e așa. Bun, să vorbim un pic de piesă. De producție. Să le facem un pic mai mari, să se vadă. Treaba e că treaba în țară se împute, românii nu-s toți curve și statui tot fute. Așa. Deci lupul e pus, cam asta e piesa, da? Și simplu, ca data trecută. Prima dată. Bine, când am făcut piesa prima dată, am ciopărțit sample-ul, mi-am făcut în cap idee cam cum aș vrea să sune sample-ul, ce bucăți unde. Și după aia, kick. Tot în baterie am bătut și kick-ul, am bătut beat-ul. Ca data trecută toate le fac în baterie, că e simplu, mi-l pun aici pe sampler. Și le clăpăcește așa frumos. După aia hat. Un hat destul de clasic. Bun, după care am băgat un triple hat. Cam ce auziți amul prin toate trap-urile. Nu știu de ce e așa la modă triple hat-ul ăsta, dar e fain. I-am pus un head pe reverse, care câteodată merge, ăsta. Pe care snare, premierul. Și deja sună decent. Mi-sete. Bun, după aia nu se bag un efect de placă. De multe ori pun efect de placă dacă sample-ul e foarte distorsionat sau dacă sample-ul nu are claritate bună și sau tot felul de căcaturi. Sample-ul de placă îl face să sune că a fost intenționat și mai ascunde din păcăituri. Mi sună fain. Parcă l-ai ascultat pe un pick-up. Bun, la bash. La bash am folosit doi bash, un trilogy.
cu ATC Creamer și un 808, un 808 prin contact, trecut prin contact. Nu știu dacă, ia uite, asta e trilogiul. Nu e nimic, nicio filozofie, asta e așa. Și 808-ul, la fel, dar se dea un pic de putere. Și așa sunt împreună. Așa sună separat. Așa. După aia, un sample de strofă. Pe intro, basul l-am lăsat lung, doar o notă. Așa. Mi s-o părut mie că sună fain, așa. Și după aia, strofa. Care, sample-ul de strofă l-am tot alternat. Am lăsat la un moment dat, aici puteți să vedeți că e doar prima parte, primele două măsuri și după aia din când în când am mai băgat și trecerea asta. Și filozofia cu strofa cam atâta lui. La refren am folosit altă parte din piesa originală, din sample-ul original, să-i dăm un pic de coaie, să fie și un pic mai diferit. Sunt două sample-uri de refren. Unul e ăsta. Crash-ul de la început, de pe primul kick, care intră doar iar la început. Trecerea. Și linia melodică de bază, care și ea are pe ea niște tobe, care am încercat să le maschez cât de mult am putut, dar oricum au dat bine, împreună cu tobele de rap, tobele astea au dat, mi-au plăcut cum au dat. Bun, vocile. Aici sunt foarte multe voci, după cum se vede. Sesu, Denis, skip, busy, glad și refren. O grămadă. Bun, refrenul îi, câte track-uri am făcut? 4 track-uri care le-am panoramat, stânga-dreapta. În rest, vocile fiecare cum o prefera să-și tragă. Eu iară mi-am tras vocea simplă cu doar niște adlib-uri. Eu le zic urechi, că am învățat de la Alex de la etajul, trebuie să le zic urechi, că le punem în stânga și în dreapta și atunci îți urechi, logic. Denis și-o tras voce dublă. Una am dat-o mai încet, una am dat-o mai tare. Adlib-uri plus urechi. Skip, voce simplă, adlib-uri. Busy, voce simplă. Glad, voce simplă. Ma Denis a fost cel cu dubla. Plus refren. Pe patru rânduri. Primul rând nu vor ce scrie, da sură. Bun, hai să mergem un pic mai departe la mix. A, între strofă și fiecare refren am lăsat o pauză. Eu nu-s niciodată la curent, fiindcă că ideea mea a fost fiecare să zică ceva, orice tâmpenie, înainte să-și înceapă strofa. Să zică ceva, de exemplu. Eu nu-s niciodată la curent, fiindcă-s ieșit din țipar. Din tipar. Am un plan ca de seară să mă facă cat. Sunt la bac, nu la pas și nu-mi place să zac. Nu vă bag. Bun, mixul. Cât de obicei când fac mixul, pun un loop pe o parte a piesei unde sunt conținute cam toate instrumentele, dacă se pot pune toate. Aici trebuie să fac un pic diferit, adică o parte pe strofă și o parte pe refren. Facem așa acum. Yeah.
strofe de zici că pică meteoriță. Dinozauri pe pituri să vă feriți, mărci. Voi v-ați dus pe pulă ca să operiți, că mă pun pe voi seara asta cu mă și răniți. Strofe de zici că pică meteoriță. Bun. Acum aici am toate grupurile. Grupul de tobe, grupul de bani. Să scoatem compresia de pe tobe, să vedem cum sună fără. Grupuri de tobe, grupuri de bas, grupul de sample, grupul de voci, o grămadă de chestii grupate am avut aici. Și acum, mare lucru, pe kick, EQ, ca de obicei. Aici am scos low-end-ul, iar mă lătăt în curc în pula mea. Aici am scos low-end-ul, am dat un pic de boost să fie un pic mai puternic și am scos din 500 de Hz, că nu mi-a plăcut ceva acolo. Și am mai făcut încă un boost aici. Sună binișor. Acum bașii. Fiind doi bași, am grupat pe un canal și am mixat deodată. High-end-ul tras jos. Aici nu mi-a plăcut frecvența asta la 95. Am tras un pic de aia jos, dar am ridicat-o la 67 să avem și low-end mai puternic. Așa, cu EQ-ul ăsta. Hai mă, pornește-te, frate. Așa, i-am scos numai low-end-ul până pe la 40-44 de Hz, ceea ce oricum nu se aude. Gate-ul, un pic de compresie, încă un pic de compresie și de data asta am panoramat un pic basul. Stânga-dreapta am tras un pic de lățimea și am pus o compresie paralelă cu... cum îi zice, cu L2. Bun, și după aia, pe rând. Hat. Scos low-end-ul afară. Triple hat-ul la fel, scos low-end-ul afară. Reverse hat-ul. Aici, dacă sunetul care îl folosești e ok, n-are rost să fuți egalizatorul numai de-a dreagul de a fute ceva. Scoți doar dacă sunt chestii sau frecvenții care nu-ți plac. Dacă sună bine, de ce să nu le lași așa? Eu la astea scot low-end-ul, le mai iau un pic din atac, dacă nu-mi place care prea mare atacul, și le mai iau din mizeria din low-end, care oricum nu se aude și nu mă aglomerează pe final. Bun, snare. Și... cam atât aici. Snare-ul a fost destul de strong, nu trebuie să-i dau boost la nimica. Și asta e fără compresie. Cu compresie e așa. Mai prezent, mai în față. Bun, și acum sample. Atât am făcut pe grupul de sample. Și cred că am făcut mai multe pe sample-urile separate, da. Le-am panoramat un pic, un pic de reverb. Low-end-ul l-am dat jos că s-am loc de basul meu. Nu aveam nevoie de basul piesei originale. Și l-am deschis un pic aici, se aude mai bright. Pe fiecare sample în parte am tras niște EQ-uri, să se audă bine și... totuși se simte că nu-i ciopârțit, că face parte din aceeași piesă. Și după aia am trecut la voci. Și aici avem pe Denis. Asta cum mă și răniți, fă, strofe de zici că pică meteoriță. Dinozauri pe pituri să vă feriți, am curățat vocea așa. Pe pulă ca să operiți, că mă pup... Low-end-ul jos, ca să nu se audă micile chestii care poate le-au prins microfonul lui când o tras. Niște frecvențe care nu mi-au plăcut cum se aud. Pe voi seara asta cum mă și răniți, fă. Mi se pare că am cineva pe cineva în spate. Deci, fii atent, Denis. Strofe de zici că pică meteoriță. Asta am luat-o jos, că... Dinozauri pe bituri să vă feriți, bărci. Voi v-ați dus pe pulă ca să... Frecvența asta un pic de butoi așa și atunci am tras un pic jos din ea. Să opeliți că... Și asta am luat-o jos. Mă pun pe voi seara asta cu mă și răni... Că nu mi-a plăcut-o mie. Răniți fond. Strofe de zici că pică meteoriță. Dinozauri... Bun, se aude, are reverb-ul pe voce, are compresia paralelă, pe toate vocile am compresia paralelă. Avem RVox-ul care pe are să vă feriți, gate-ul ăsta,
la voce nu trebuie tras foarte tare cât ia din viața vocii. Da. Voi v-ați dus pe polă. Aici e ok. La casa o peliță. Mă pun pe voi seara asta cu moșii răniți. Se tras la maxim, deci nu. Strofe te zici că pic. Lăsăm. Stai. Pică meteorița. Dinozaur pe pituri să vă feriți. Egalizatorul ăsta care îl folosesc de un timp și îmi place foarte mult, ridicăm în altele. Uite, fără el e așa. Marci, voi v-ați dus pe pulă ca să operiți. Că mă pun pe voi seara asta cu moșii răniți. Strofe te zici că... Și cu el e așa. Pică meteorița. Dinozauri pe pituri să vă... Mult mai bine. Numai, again, când ridici high-end-ul, ai probleme la S-uri, poate și la Ș-uri și atunci trebuie să-ți bagi un... Oricum ar trebui să bagi un de-esser, că mai scap din ele. Nu-l tragi foarte tare ca să nu înfunzi vocea, cât să îți taie S-urile stridente. Suci pula. Așa. Feriți marci, voi v-ați dus pe pulă ca să operiți. Că mă pun pe voi seara asta cu moșii răniți. Strofe te zici că pic. Bun, pe refren. La refren am chinuit un pic, pot să zic așa, că e foarte aglomerat. Sunt patru voci al lui Busy plus sample-urile alea care sunt destul de strong. Când nu văd ce scrie, dar sură frumos. În rândul 2 scrie că trebuie să fii politicos. Deci, în primul rând, la refren... Hai, unde pula mesele de refren? Stai așa, nu timp și ca... Uite aici. Le-am panoramat 90, 90, 40, 40, deci niciuna nu-i pe mijloc și după aia le-am pus toate într-un grup. Grupul refren, obviously. Rândul 3, cine l-a scris căcică, sunt un ticălos. Bun, ăsta-i. Low end-ul dat jos, dar dai jos numai atâta cât să-i cureți cei mizerabili acolo în low end. Nu dai mai tare, că după aia pierzi din basul voce și vocea nu mai sună puternic. Ok. Un pic de reverb, o dublă compresie, aceleași chestii care le-am folosit pe toate vocile, și aici. Rândul 4 vă iubesc pe toți, dau mai dau la întors. Primul rând nu vă ce scrie, dar... Bun, și acum pe final, Stereo Enhancer, ăsta de stock mi-l place mie cel mai mult, are un preset care se numește Dance Master, ăsta el și pun, sun, așa sună fără. Da, sună frumos, în rândul 2 scrie că trebuie să fii politicos. Rândul 3 cine l-a scris că... Bun, și așa sună cu... Căcică sunt un ticălos, rândul 4 vă iubesc pe toți, dau... Da, mai deschide un pic piesa. Mai dau la întors, primul rând nu... Bun, după aia, of course, my horse, ozonul. Ozonul care fără el sună așa. Nu văd ce scrie, dar sună frumos. În rândul 2 scrie... Și cu el sună așa. Că trebuie să fii politicos. Rândul 3 cine l-a scris căcică, sunt un ticălos. Rândul 4 vă iubesc pe tot. Deci îți duce piesa la un alt nivel, total. EQ, dinamic, EQ normal, ridicat un pic basul, în rest nimic și maximizerul. Dacă vrei să te mai joci, mai ai o grămadă de chestii în ozon, poți să-i dai tot felul de feeling-uri la piesă, îl recomand, e foarte tare. Cam atâta cu patru rânduri. Mersi că v-ați uitat până la capăt, care v-ați uitat până la capăt și... Peace out, până data viitoare.